Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Mi-am pus ochelarii, înseamnă că trebuie să și citesc astăzi. Să vedeți că mi-am adus o carte groasă. Dar nu o să o citim în dimineața aceasta, dar mi-am pus ochelarii că nu vreau să greșesc prea mult. Pentru că nu o să-mi permit. Nu-mi doresc să-mi permit în această dimineață prea multe bâlbe sau prea multe greșeli. Pentru că e o dimineață specială, dedicată unui om care a schimbat, să spunem așa, cumva parcursul nostru al fiecăruia, pentru că fiecare dintre noi facem parte dintr-un popor. Deci, pentru popor, pentru țară, pentru neam, pentru oameni, pentru că invitatul meu din această dimineață tocmai îmi spunea că totul pentru oameni și ne contraziceam aici de zor înainte de emisiune. Îi spunem bună dimineața domnului Alin Țambă. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, așa cum știți cu toții cei care îl cunoașteți, pentru că îl vedeți la ședințele de Consiliul Județean, e foarte prezent în viața publică, îl vedem la tot felul de evenimente, îl vedem, dragii mei, și în emisiuni, pentru că de fiecare dată când a fost rugat să vină, a venit. Dar în această dimineață vreau să am o alt fel de emisiune. O emisiune așa pe sufletul meu. Cândva am făcut o emisiune de matinal în care am vorbit despre omul Alin Țambă. Și dacă vă aduceți aminte, iar dacă nu vă aduceți aminte, vă aduc eu aminte, la bază este profesor de istorie. Cei de acasă, de la Orăștie, eu spun acasă la Orăștie pentru că mi-e foarte drag, vă știu deja, mulți dintre cetățenii municipiului Orăștie au fost elevi, astăzi sunt oameni în toată firea și știu cu cât patos iubiți această meserie și de fiecare dată când deschid o discuție, e interminabilă, dragii mei. Noi mereu avem discuții despre istorie. Astăzi l-am invitat pe domnul profesor Alin Țambă alături de mine și vreau să facem un exercițiu de imaginație. Nu suntem la matinal, suntem într-o sală de clasă. Deja dau din casă. A făcut acest lucru, va fi foarte ușor, dar vreau să-l aud cum v-ați începe ziua dedicată lui Avram Iancu, ora pe care o predați copiilor la școală, ați predat-o sau o predați sau o veți preda în viitor unor tineri. Evident, prin evocarea personalității marelui patriot Avram Iancu și a contextului în care Avram Iancu a trăit. Generația noastră cred că are dintr-o anumită perspectivă un soi de nevoie pentru pentru lideri și pentru lideri și pentru modele care să fie urmate. Un om precum Avram Iancu, care arată atâta dârzenie, care arată atâta aplecare înspre rezolvarea unor probleme, merită să fie un model cel puțin pentru o parte dintre tinerii care în viață vor ajunge lideri. Mă uit în general în această școală nord-americană de creat lideri și văd cât preț pun ei pe personalități sau pe marile personalități din istoria Americii. Mă uit cum și școala românească creată după 90 de crearea actualilor și viitorilor lideri pune accent pe aceleași personalități americane pentru că se inspiră, să zic, după acest model nord-american.
dar nu iau în calcul specificul nostru, specificul nostru românesc, și nu pun în valoare personalitățile istoriei noastre, atât de bogată, mai ales în lideri care s-au ridicat în momente grele, și trebuie să fii un om puternic ca să poți impacta o societate într-un moment în care a lor tăi le merge greu. Cred că în felul ăsta aș începe și aș încerca să captez atenția prin a le explica elevilor de ce au nevoie de învățarea acestui model, de învățarea lui Avram Iancu și cum Avram Iancu îi poate ajuta în viitor, fiindu-le model și arătându-le o cale de dragoste față de națiunea ta. Și mă refer la oameni, la indivizi, la români. Nu mergem mai departe, am un material pregătit, dragii mei, una dintre cele mai frumoase lecții de istorie pe care acest tânăr profesor l-a predat, l-a predat nouă tuturor, a fost un discurs. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Îl rog pe Rosi, bună dimineața Rosi, să-l pregătească. N-am să uit niciodată, a fost anul trecut, nu am fost direct prezent acolo, colegul meu, Ovid Acul, mi-a trimis materialul, a fost de-a dreptul impresionant. Ar trebui să-l ascultăm mai des și vreau să vedem despre ce este vorba și pe urmă să mergem mai departe. E foarte greu când știi că nu cred că există familie în țara asta care să nu aibă eroi. La fel ca orice familie românească, și familia mea are eroi. Oameni care și-au dat viața pentru țară în diferite momente. Așa este poporul ăsta. Să trebuiască să lupte una într-una. Dar îmi vine să spun următorul lucru. În anii 50, deținuții politici de la Pitești, de la Iunt, de la Gherla, de la Canal, de la Sighe, aveau o deviză și le spuneau atunci când se aflau în pragul morții celorlalți mai bine să nu ne răzbunați. Lângă exemplul lor, pot să spun că, din păcate, și uneori cu bună știință, societatea de astăzi este foarte răzbunată. Acel, sau cum am reușit noi, 70-80 de ani, de la să nu ne răzbunați, să ajungem la violența prezentă de pe rețelele de socializare și televiziuni până în activitatea zilnică, poate, a fiecăruia. Cum am reușit în 70 de ani, în 80 de ani, și mă gândesc cu groază la următorii, cum am reușit să pierdem această bunătate creștină, să pierdem această valoare care a fost răbdarea, care a fost demnitatea. Și cred că odată cu generația celor mai tineri, să reușim să putem să propovăduim din nou adevăratul românism. Să propovăduim din nou adevărata dragoste de țară. Spunea Hristos că nu oricine spune Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor. Să știți că nu oricine spune România, România, iubește cu adevărat țara. Iubirea se află aici. Și cu cât ești mai modest, cu atât o iubești mai tare. Cu cât o fluturi mai sus, cu atât, de fapt, te iubești pe tine. Și cauți un motiv ca să te înalți tu, poate în defavoarea țării. Așa că, haideți, în ziua de astăzi, să medităm la aceste lucruri, la care e foarte greu să găsești un răspuns. Haideți să vedem ce înseamnă erou. Haideți să vedem cum putem, la rândul nostru, să fim eroi. Am un copil, am un băiețel. E micuț acum. Vreau să fiu erou lui, dar un erou real. Un erou autentic. Un erou așa cum a fost străbunicul meu, care și-a dat viața la Odessa. Pentru țară. Pentru drapel. Și pentru rege. Că erau monarhii soviți. Fără să mă mai lungesc, în aceste clipe de aducere aminte a adevăratelor valori naționale și morale, nu pot decât să mă
înclin în fața acestui cimitir al eroilor și în fața tuturor cimitirelor eroilor români, nu numai din România, și din străinătate, și să-mi aduc un pios omagiu veteranilor celui de-al doilea război mondial, care de la an la an se tot împuținează. Lor le datorăm ziua de astăzi, ei sunt sărbătoriți de astăzi, iar noi trebuie să fim mai modești. Vă mulțumesc, Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să binecuvinteze România. A fost una dintre cele mai frumoase lecții de istorie pe care eu le-am ascultat. Încă o dată vă felicit, domnule profesor. Au fost oameni maturi acolo, n-au fost copii. Dar cred că ați transmis acel mesaj care trebuia să ajungă la sufletele oamenilor. Eu voi rămâne, acest material o să-l păstrez, să știți. Și l-aș promova mai des, pentru că nu ne-ar strica. Acolo vorbeam despre eroii din cel de-al doilea război mondial și prietenii noștri cu gurile rele ar spune și ce are cu Avram Iancu. Toți sunt eroi, iar noi suntem astăzi ceea ce suntem datorită sacrificiului făcut de ei. Pentru că până la urmă marea bogăție a noastră, eu cred că e libertatea. Da. Și pacea. Cred că trebuie să vorbim un pic și de obiectivele pe care fiecare le are. Ascultam ieri, în timp ce mergeam spre casă, în mașină, o conferință cu tematică religioasă. Era un preot care explica tuturor care e motivul pentru care pacea se pierde. Și atributul principal sau motivul principal era legat de obiectivele noastre. Ele sunt de ordin profesional, în cel mai fericit caz de ordin familiar, dar obiective de ordin spiritual nu mai avem. Într-adevăr, dacă mergi într-o mănăstire, o să vezi oameni împăcați. Nu vreau să vorbesc de oameni fericiți, pentru că pacea e o chestiune permanentă, sau ar trebui să fie o chestiune permanentă. Fericirea, cu siguranță, este una temporară. Atâta timp cât ești în stare să calci pe orice, doar ca să ajungi undeva, nu poți să fii un om fericit și cu atât mai puțin poți să fii un om împăcat. Ori dacă pierzi pacea, la ce îți mai ajută toate celelalte obiective? Și mă mai leg de o chestiune, pentru că în discursul de la Ziua Eroilor, paralela pe care încercam să o fac era legată și de tradiția noastră românească a acestui creștinism oriental, dacă pot să spun așa, creștinismului ortodox, care ne învață și ne învață bine, dar care ne vorbește până la urmă de smerenie. Și nu vorbesc de o smerenie dusă la stadiu de prostie, pentru că aia nu este o smerenie a unui om cu o mare, ci de o smerenie de a-ți iubi aproapele și de a conștientiza că suntem legați, să zic așa, transgenerațional, spuneți-o cum vreți, de toți acești înaintași ai noștri. Faptul că România arată astăzi în modul în care arată, eu zic deloc rău, cred cu tărie că trăim cel puțin din punct de vedere al libertății individului și al posibilităților lui de mișcare, cea mai bună perioadă din istoria poporului nostru. Nu spun numai din istoria României, pentru că populații românești nu sunt doar la noi. Avem
provincii istorice care astăzi nu fac parte din țara noastră și mă refer în mare parte și la ei. Pentru că și ei trăiesc, la fel ca noi, probabil cea mai bună perioadă din istoria poporului nostru. Trebuie să avem grijă să nu o pierdem. Cred cu tărie că scopul și obiectivul omului pe pământ este cu totul altul decât a se mări pe sine. Nu o fac dintr-o chestiune strict, nu știu, de aroganță sau de o mândrie personală, pentru că nu o să-mi folosească la nimic. Oricum, peste 50 de ani, cum ziceau bătrânii, o să fiu oale și ulcele. Dar nu trebuie să uităm că peste 50 de ani sau peste anumit, sau o anumită perioadă de timp, pentru fiecare începe o eternitate de bine sau începe o eternitate de rău. Toți acești lideri despre care vorbim credeau în eternitatea aceasta. Liderii care astăzi nu cred în ea, nu cred că își pot găsi un model în marea personalitate a lui Avram Iancu. Dar cred cu tărie că generația mea nu va fi prima generație care să piardă acest contact cu înaintașii. Și îmi doresc să o lăsăm mai departe copiilor noștri. Acum că am și eu un copil, văd ce înseamnă, nu știam până să apară băiețelul meu în peisaj, nu știam ce înseamnă să renunți la tine. Nu știam ce înseamnă să te doară chiar dacă nu te doare. Nu știai anumite griji care te răscolesc pe interior mai mult decât o mustrare de la șef sau căderea unui examen de viață sau profesional. Dar în momentul în care din, și acum o să exagerez un pic, din coasta ta mai apare cineva, acolo este o legătură între cele două persoane. Corect. Și toți românii avem o legătură cu înaintașii noștri și automat dintr-una din coastele lui Avram Iancu, dacă pot să exagerez un pic și dacă îmi permiteți, este sau a avut parte și societatea în care trăim noi. Cel puțin la nivel de idei, pentru că lumea lui Avram Iancu, începutul secolului al XIX-lea, a impactat, impactează și va continua să fie cât se poate de important pentru societatea românească și nu numai, pentru cel puțin societatea europeană și societatea așa numită din lumea liberă. Toate acele idei susținute de pașoptiști, până la urmă, cu bune și cu rele, se regăsesc în societatea noastră de astăzi. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie să fim foarte atenți să nu pierdem această legătură. Din punctul ăsta de vedere, da, l-aș preda pe Avram Iancu în 2-3 ore și la orele de dirigenție, cel puțin la noi în județul Hunedoara, pentru că este un model de om cu o mare. De un om care, pentru un bine comun, a avut capacitatea să se sacrifice pe el. Ce poate fi mai înălțător decât să poți promova un astfel de model pentru tânăra generație, fără să vreau să mă refer la toate falsele modele de pe la tot felul de show-uri de televiziune. Corect. Care inundă, să zic așa, rețelele de socializare pe care generația de mâine a României le urmărește savurând fiecare agramat și fiecare fals model care degeaba are, că nu știe să folosească.
Ne întoarcem în 2023, dragii mei. Legea din legea numărul 223 din 2023, prin care se instituie anul 2024 ca anul Avram Iancu, pentru aniversarea a 200 de ani de la nașterea revoluționarului Avram Iancu. Consiliul Județean, echipa din care face parte invitatul meu, vrem nu vrem, asta e, la cârma județului, Consiliul Județean alături de Județean Hunedoara. Nu ne zicem prea departe. Rămâne mai aici la Hunedoara acasă. Consiliul Județean Hunedoara, instituția în sine, formată tot din oameni care ajungem acolo, colectiv din care face parte și domnul aici de față, domnul profesor Alin Țambă. Eu nu renunț la titulatură, până la final o să învățăm ce înseamnă să faci diferența între a fi profesor și a fi politician. Și când vii cu un bagaj de istorie în spate, credeți-mă că dacă mai pui și credința familiei, picătura de deasupra, și știu despre ce vorbesc, că am mai discutat și eu, când familia își pune amprenta, cei 7 ani de acasă pleacă ca lipiți de tine în viață. Îi salut pe mama și pe tatăl tău și pe fratele tău și pe cumnata ta. Sunt niște oameni minunați și cred că toată lumea s-a așteptat să-i salut, că așa e în anormal. Ioana a uitat de unde a plecat. Niciodată, dragii mei, nu o să uit de unde am plecat și nu o să uit că ați fost alături de mine într-o perioadă foarte grea și foarte frumoasă din viața mea. Dar ne întoarcem acolo la echipa din care face parte domnul profesor Alin Țambă. Consiliul Județean, alături de Biblioteca Județeană, Ovid Tensușanul, să salutăm pe domnul Sebastian Bara, a fost o muncă, au făcut așa o muncă de echipă și au zis, cine a zis, cred că domnul președinte, zic, greșesc, vrem să fie un eveniment unic în țară, așa a zis? Așa a spus. Așa a zis. Are standarde de performanță înalte, să știți. Și s-au pus pe muncă după ce s-a dat această lege și în 9-10 mai, anul de grație 2024, anul Avram Iancu, mulțumesc Rosi, a avut loc o conferință internațională organizată la Deva, dragii mei. A fondurile mare parte, ați avut și ajutor financiar, nu ne interesează sume, dar mai puțin. Consiliul Județean. Și a mai avut sprijinul Academiei Române, dar acolo pe parte științifică, pentru că un astfel de eveniment de înaltă ținută academică nu ieșea în felul cum a ieșit dacă nu aduceai și instituția academică numărul 1 a țării. Este vorba de Academia Română și de președintele ei, domnul profesor universitar dr. Ioan Aurel Pop, istoric. Îi avem în imagini, dragii mei, mi se face pielea de găină, așa cum am spus, domnul președinte, îl văd și pe domnul administrator, pe domnul Costel Avram, acolo alături de comitetul de întâmpinare, și a fost așa: Consiliul Județean Hunedoara, Biblioteca Județeană Ovid Tensușanu, Hunedoara, Deva, în parteneriat cu Academia Română și Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca, în subordine Academiei și Institutul. Așa, mulțumesc. Au venit din țări străine: Austria, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Moldova, Serbia, SUA și Ungaria. Au fost comunicări legate de personalitatea complexă a lui Avram Iancu. Cei care spun că avem un fals patriotism creat, o vedem și pe domnul ministru acolo pe scenă și pe părintele Nestor, au fost la deschidere. Avem imagini, dragii mei, să ne aducem aminte, imagini de la deschiderea acestei conferințe internaționale și cei trei flăcăi ai noștri. Îl salutăm pe domnul manager Ciprian Roman, Ovidiu Lar și, bineînțeles, Cristian Fodor. Se intonează imnul de stat. În moment pe care l-am trăit pe propriul suflet și mi-aduc aminte lacrimile care mi-au dat. A fost foarte explicită, să spunem, n-am participat, să nu dăm
să nu se credeți că am înțeles tot ce s-a întâmplat acolo, foarte multe nu le-am înțeles, dar am auzit străini de țara asta care l-au studiat pe Avram Iancu și am rămas surprinsă să aflu, dragii mei, că Avram Iancu nu a fost un iobag. No, aceea treabă nu-i prea pe mintea noastră. Pentru că noi uităm de multe ori să spunem lucrurile până la capăt. Avram Iancu, așa cum a spus invitatul meu din această dimineață, s-a sacrificat efectiv pentru această țară, pentru această Transilvanie până la urmă. Și am citit în cartea, lasă Rosi să meargă imaginile, cartea o arătăm pe urmă, am citit într-o carte și o să vedeți despre ce carte este vorba, dacă nu o puteți procura, mergeți la bibliotecă, o găsiți, există exemplare și chiar merită citită din scoarță în scoarță. A plecat la Viena, i s-a oferit un post liniștit, dar s-a întors acasă la Țebia și după ce și-a scris testamentul a plecat în munți. E de-a dreptul o poveste de viață, de sacrificiu, și din nou o spun și am spus-o în câteva emisiuni. Măcar o dată în viață să te duci la Țebia, să te desculți și să intri desculți în panteonul moților, să simți vibrația acestor oameni care s-au sacrificat pentru ca noi astăzi să trăim liberi și în pace. Unde greșesc? Sau unde greșesc oamenii? Este posibil ca lumea noastră, într-o agitație tot mai alertă datorită noilor tehnologii, să piardă, din păcate, esența. O esență care te leagă până la urmă de străbun. Dacă e să-l citesc pe Rebreanu, glasul pământului este cât se poate de necesar până la urmă, pentru că la fel cum casa părintească nu se vinde, vorba cântecului, la fel și plaiurile natale nu poți să le uiți, și acest glas al pământului te va striga și tu îl vei auzi de fiecare dată. Însă, odată cartea pe care ați prezentat-o este o, dacă pot să spun așa, o crestomație, o culegere cu toate comunicările prezentate de specialiști înscriși la sesiunea de comunicări științifice. Cum frumos ați prezentat și cum se vede și acum pe ecrane, în deschiderea acestui eveniment important, domnul profesor unic în țară, în 2024. Domnul profesor universitar dr. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, a spus-o explicit, este cel mai important eveniment din România în ceea ce privește acest an comemorativ Avram Iancu, anul 2024. Ne-a onorat acest lucru pentru că nu doar județul Hunedoara, dacă îmi permiteți, revendică personalitatea Crăișorului Munților, dar mai sunt câteva județe care au teritorii din țara Zarandului, din Apusenime, pe teritoriul unităților lor. Însă noi, hunedorenii, am reușit să o facem cel mai bine. Și ăsta este un lucru care ne bucură. Am reușit să punctăm un an foarte important pentru noi. Acum, pentru mine, anul 2024 este foarte important, cât se poate de important, și datorită momentului extraordinar de frumos din localitatea de unde vin. Așa s-a întâmplat ca în 2024 orăștia să aniverseze 800 de ani de atestare documentară. Pe toți hunedorenii îi invit, începând de miercuri, joi și vineri,
de la ora 18, miercuri și joi, la Sala Astra și vineri, în cetatea medievală, proaspăt restaurată, cu bani, săptămâna aceasta. Săptămâna aceasta? Da. La 3 evenimente frumoase și sâmbătă și duminică. Săptămâna viitoare, aveți dreptate. Săptămâna viitoare și în weekendul viitor, Festivalul Medieval de la Orăștie, pentru că această atestare documentară a municipiului Orăștie vine în contextul epocii medievale. Să revin la Avram Iancu, este cât se poate de normal să îl privim pe Avram Iancu într-o dimensiune europeană. În primul rând, el a fost un reprezentant al unui curent de eliberare a popoarelor prezent în prima jumătate a secolului al XIX-lea din Europa și într-o primăvară, dacă pot să spun așa, denumită primăvara popoarelor. Dar dintr-o altă perspectivă, noi trebuie să avem o imagine politică corectă vis-a-vis de perioada secolului al XIX-lea, în care Transilvania era parte a unui stat, a unui imperiu multietnic, multicultural, care până la urmă l-a făcut pe Avram Iancu sau a făcut ca acțiunile lui Avram Iancu să aibă un ecou puternic în acel imperiu austriac, habsburgic la momentul respectiv, cu posesiuni din nordul Italiei, nordul peninsulei balcanice, Europa Centrală, Europa de Est. El sau Avram Iancu a trăit în acest stat, în Imperiul Austriac, în Imperiul Habsburgic, dar a luptat pentru drepturile țăranilor asupriți, inclusiv a românilor, mai ales, pentru drepturi naționale și pentru tot ceea ce înseamnă partea de corectitudine pentru popor. În testamentul său, care tocmai e pe ecran, testamentul său, el spune că vrea să-și vadă națiunea fericită. De mulți zeci de ani, noi nu mai vorbim de chestiuni legate de fericire, vorbim într-adevăr de bunăstare, vorbim într-adevăr de libertate, dar nu mai vorbim de fericire. Și cred că trebuie să ne aplecăm mai mult asupra acestui testament pe care Crăișorul Munților l-a lăsat așa peste veacuri, aș putea spune, și Consiliul Județean Hunedoara a reușit să-l și imprime și-a într-un basorelief în fața memorialului de la Țebea. Vom merge duminică, dragii mei, cu toții la Țebea, pentru că asta facem de ani de zile. Mergem să-i vedem pe oamenii politici îmbrăcați frumos când depun coroane, ascultăm alocațiuni, zic bine? Alocuțiuni. Așa, ieri dimineața am zis sculpturi în loc de sculptori. În fine, le mai brigăm. Sunt inevitabile. Deci? Sunt inevitabile. Mulțumesc. Mergem să-i vedem, dragii mei, frumos îmbrăcați, pioși. Asta îmi place acolo. Pioși. Acolo sus, la Gorun, se întâmplă ceva. N-am descoperit încă ce. Și merg de câțiva ani buni. Nu lucram în televiziune, mergeam cu Corina, o salut pe Corina și cu Rosi, mi-aduc aminte anii dinainte de a fi, de a face parte din echipa 1 TV, ulterior Hunedoara 1 TV, și de fiecare dată am fost impresionată de pioșenia oamenilor politici care calcă acolo pe treptele din fața bisericii la Gorunului, la Gorun. Mai avem 15 minute, zice Rosi, ieri e șeful la butoane și vreau să nu scăpăm nimic.
Am vorbit, dragii mei, despre o carte pe care vreau să... Pentru asta mi-am pus ochelarii, bine, am și datele aici, că n-am vrut să greșesc. O carte, Omul Contemporan, epoca asta numită Evenimentul. Această egidă a fost evenimentul unic în România. Vreau să se înțeleagă, să înțelegem noi hunedorenii și cei care se uită de peste hotare, românii, prin intermediul Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, care se uită la această emisiune, să înțelegeți, dragii mei, că o scânteie din Avamancu e în fiecare dintre voi români, egal de unde sunteți din țara asta, și că aici, în județul Hunedoara, în 2024, au venit oameni din străinătate. Asta a fost foarte impresionant pentru mine când i-am văzut, i-am auzit vorbind limbi străine și vorbeau despre Avram Iancu. Însă oamenii ăștia știu mai multe despre Avram Iancu decât știem noi. Tot ce au vorbit oamenii, așa cum a spus domnul profesor, sunt între coperțile acestor cărți. Nu cred că așa, mulțumesc, Rosi. Și vreau să dau citire, doar câteva rânduri. Am citit-o, nu citesc eu prea mult, că n-am vreme. Și autorii mei preferați rămân Sanda Braut și Daniel Steele. Dar am făcut și o excepție de la regulă. Și aici există un cuvânt de prețuire, înainte de prefață. Și se termină așa. Avram Iancu rămâne pentru români și europeni un model de om de acțiune îndreptată spre emancipare, spre libertate, unitate și frăție. Câte cuvinte din astea mai folosim noi astăzi? El a intrat de mult în istorie, în legendă și în folclor, încât mulți aud și acum pe dealul Feleacului cum trec carele Iancului. Mi se face pirea de găină. De aceea aducem un prinos de recunoștință îngrijitorilor prezente ediții Laborator, prestigioși și profesor Ioan Bolovan și Sorin Șipoș, precum și editurii Școala Ardeleană, directorului ei neobosit, domnul Vasile George Dâncu, pentru dăruirea cu care au lucrat pentru împlinirea menirii lor de autentici oameni de cultură. No, dragii mei, credeți-mă că merită citită, savurată fiecare pagină și o să aflați despre voi, românii, ceea ce n-ați știut niciodată. Nu e vorba de opinci, nu e vorba de țărani, e vorba de cu totul altceva. E vorba despre un alt fel de om decât noi l-am cunoscut pe Avram Iancu. Cuvintele pe care le-am dat citire sunt scrise de domnul președinte, doctor, conferențiar Ioan Aurel Pop, un om pe care eu îl iubesc pentru că la înălțimea domniei sale a știut mereu să se facă înțeles de un om normal ca mine, președintele Academiei Române. Defect profesional, este profesor. E un om minunat. Cartea o găsiți la bibliotecă. Dacă mergeți la Biblioteca Județeană, e o serie de autor, Silviu Dragomir. Nu trebuie să spuneți decât atât. Vrem și noi cartea cu Avram Iancu. Credeți-mă că oricine din Biblioteca Județeană știe despre ce carte e vorba. Și vă rog, din suflet, citiți-o. Merită. Citiți-le copiilor înainte de culcare, înainte să-l citiți pe creangă. Câte o pagină. Să le rămână imprimat cine a fost Avram Iancu și cine suntem noi astăzi. Și o să vedeți că povestea lui Avram Iancu e alta decât cea pe care care ne-a fost predată nouă, celor trecuți de prima tinerețe la școală. Lecția mea de istorie a arătat altfel decât cea care a predat-o astăzi invitatul meu. Zice Rosi că mai avem 10 minute și mai e foarte mult de povestit și niciodată nu o să putem povesti totul. Ați spus la un moment dat, anul acesta, ne-am întâlnit la Poienița Voinii și ați spus că fără tradiții suntem orfani,
am rămas, îmi rămân așa cuvintele dumneavoastră undeva, așa parcă le sculptați la mine pe creier așa aici, nu știu, îmi rămân. Ați spus astăzi, anul acesta când ne-am întâlnit, că fără tradiții suntem orfani. Doamne, le spuneți asta oamenilor când îi întâlniți? Dar trebuie să le spuneți mai des. Când contextul o cere, o spun. Dar trecând un pic mai departe de slogan, pentru că ăsta poate fi considerat și un slogan, mergând un pic în spatele lui, este și normal. Să vă dau un exemplu. Câți români plecați, de exemplu, într-un stat care nu are cultul sărbătorii Paștelui, așa cum este el, în ziua de Paște nu simte ceva deosebit? Sau câți dintre românii noștri, oricât s-ar rupe de dimensiunea tradițională, religioasă, a sărbătorii Crăciunului, în seara de ajun sau în ziua de Crăciun, nu simte o chestie aparte? Alea nu sunt niște zile ca oricare altele. Câți dintre noi nu simțim duminica ca fiind o zi separată? De ce? Sau o zi mai mult decât obișnuită. De ce spun asta? Pentru că, și cred cu tărie treaba asta, undeva în ADN-ul nostru de români, generațiile anterioare au sculptat acest fel de a fi, un fel de a fi român. La fel cum cred că fiecare popor cu o anumită cultură și tradiție nu le-au impregnat societăților de astăzi. Trebuie să fim foarte atenți să nu pierdem acest lucru. Există și nu pot să nu vorbesc despre el, un curent destul de puternic care cred că își propune crearea unui cetățean universal. Nu cred în acest concept. Nu cred că fără tradiții tu mai ești cel care ești. Dacă este să analizăm un pic județul Hunedoara, o să ne dăm seama că trăim într-o zonă bine delimitată geografic, dar într-o zonă în care diversele tradiții, 5 zone etnografice, se unesc, da, și mai mult decât atât fac casă bună. Cu toate acestea, toate au o rădăcină comună sau două rădăcini comune. Odată limba și odată credința. Eu, la mine, o să auziți de fiecare dată raportarea la partea aceasta morală, religioasă, la moralitatea religiei mai mult, pentru că sunt conștient că religia e o chestiune personală care ține de sufletul fiecărui individ și nu vreau să intru cu bocancii în treaba asta. Dar nici nu pot să nu subliniez anormalul prin acele cercuri de negare a acestor, până la urmă, patine românești din ADN-ul fiecăruia dintre noi. Spuneau istoricii, cred că Iorga a spus, că un om care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște mama. Mai spuneau romanii că istoria magistra vitae, e învățătoarea vieții. Istoria nu este doar o frumoasă poveste, cum spunea domnul profesor Cioroianu. Istoria poate fi cu adevărat o învățătoare care are grijă, dacă și tu ai grijă la rândul tău, să nu repeți anumite greșeli. Și har Domnului, din păcate, și la fel ca peste tot în lumea asta, și în istoria noastră a românilor, au fost greșeli. Nu cred că au greșit oamenii, cred că au greșit liderii și nu vreau să punem vreodată în cârca oamenilor greșelile liderilor. Cred că este greșit.
S-a născut la 1824, nu mai completăm că n-avem loc, de, până și eu tac uneori. S-a născut la 1824, undeva în județul Alba, nu am găsit unde, poate nu am citit eu suficient de atent totul. S-a stins din viață pe 10 septembrie, nu spunem a murit, că nu moare niciodată, îl purtăm în suflet. E viu prin noi toți, dar s-a stins din viață la 10 septembrie 1872 în localitatea Baia de Criș. Acum, ce ne-a spus nouă domnul președinte, cum am văzut, dăm din casă, ne-am întâlnit la Giurgiu Băi, a fost doamna ministru Natalia Intotero, la deschiderea taberelor și acolo a scăpat porumbelul. Și noi vrem să știm, steagul care a învelit cutia, că nu vreau să-i spun pe nume, că nu-mi place, cu cutia care a fost înmormântat, acel steag există și e la acasă aici, în județul Hunedoara, nu știu, la Consiliul Județean. Și va fi adus duminică la Țebea. Mamă, ce-i... Acum să nu ne fie frică de certitudini. Spuneau Sfinții Părinți că frica de moarte e începutul înțelepciunii. Acum, definiția cuvântului moarte, da, cred că trebuie să o facem și să nu o vedem ca pe o chestiune de scos din priză, că nu este cazul. Dar, da, steagul care a stat pe sicriul lui Avram Iancu va fi duminică dus la Țebea, este, cum să vă spun, un obiect sfânt al nostru, a românilor. Aș putea încerca o comparație, este o bucată din crucea lui Hristos pentru creștini. Așa este acest steag pentru români și toți acei cârcotași care râd de închinarea la moaște nu au decât să rămână acasă. Dar un român care își respectă înaintașii va respecta și acest obiect care până la urmă a sfințit și sfințește societatea noastră de astăzi prin jertfa înaintașilor noștri de ieri. Mergem la Țebea, dragii mei. Orice român trebuie să meargă la Țebea măcar o dată în viață. Orice român trebuie să meargă la Salmisegetuza cel puțin o dată în viață. Sunt locuri care ar trebui cel puțin o dată în viață simțite cu mâinile și cu picioarele. Și avem destul de multe în județ. Acum am vrut să spun, și noi hunedorenii suntem binecuvântați. Eu nu sunt hunedoreancă, dar mă simt atât de acasă aici în județul Hunedoara, încât am rupt de mult legătura cu realitatea locului din care m-am născut. Nu știu de ce. Simt că într-o altă viață am făcut parte de aici, pentru că oamenii ăștia m-au primit frumos. Am încercat, nu știu dacă mi-a ieșit, am trimis un mesaj. Vreau să spunem așa, duminică, sărbările naționale de la Țebea încep la ora 10:30, mulțumesc, Rosi, vai. Panteonul moților la Țebea, 10:30, oficierea serviciului religios a locuțiunii, mulțumesc, evocarea istorică a evenimentului, ceremonialul depunerii de conare, definarea gărzii de onoare, la ora 14:30, spectacol folcloric. Și mergem, Nicolae și Tudor Furduiancu, nu se putea, grupul Crai Noi, nu se putea fără ei, Sava Negrean Brudașcu, Veta Biriș, Constantin Enceanu, Elena Merișoreanu, Robert Năvianu, Gabriela Tuță, Cornel Borza, Liviu Buțiu, Antonella Ferche Buțiu, Ciprian Roman, îl salutăm, îl iubim și în sfârșit îl vedem, nu l-am văzut cred că de mulți ani pe scena de la Țebea pe domnul Ciprian Roman. O să fac o cercetare. Mariana Angel, ne vedem mâine dimineață cu ea, asta era surpriza. Mariana Dea, Cristian Fodor, Ovidiu Olari, Bogdan Toma, Ovidiu Homorodian și tineri interpreți. Vlad Lință l-am avut de curând la noi, o voce unedoreană care sunt convinsă că ne va face mândri. Claudia
Colinceanu, Delia Gandore, Roberta Selagia, Ionuț Cocoș, Daniel Breban, Ștefan Țârdea. Claudia, Delia Gandore și Ionuț Cocoș, dacă nu greșesc eu, probabil și ceilalți interpreți, parte din ei au fost la festivalul concurs Drăgan Muntean. Drăgan Muntean. Da. Ansamblu folcloric profesionist Drăgan Muntean, dirijor profesor George Câlțea, coreografia Cătălin Bălan și Mircea Răsiga. Nu doar că mergem să ne onorăm pe noi duminică ca români, că n-aducem nimănui niciun pe noi ca români mergem duminică la Țevea, mergem? 100%. Trebuie să spun că pe parcursul unui an de transmisiuni, spectacolul de muzică folclorică de la Țebea este singurul transmis în direct de televiziunea națională. Și asta se întâmplă de foarte mulți ani de zile, atât este de important acest eveniment. Tot în 8, avem și o sărbătoare mare religioasă, vorba de un praznic bisericesc, nașterea Maicii Domnului. Nu puteau ca la 200 de ani de la nașterea Crăișorului Munților să fie mai frumos legate toate aceste lucruri decât cum sunt ele în 2024. Și cu două zile mai repede steagul a dus pus în, acolo înainte de moarte, el a murit pe 10 septembrie, e ceva, anul ăsta ceva nu e, e așa pe suflet, e altfel. Vă mulțumesc pentru prezența emisiune. Mulțumesc încă o dată pentru invitație și să dea Dumnezeu bine, cum ziceau bătrânii. Să ne ajute Dumnezeu. Mâine dimineață nu plecăm de la Țebea, așa cum am dezvăluit când am citit. Nu mi-ați răspuns, doamna Iuliana Tudor prezintă da, și anul ăsta. Da. N-am citit pe afiș, cred că... Ca de fiecare dată. Ca de fiecare dată se întoarce la noi acasă la Țebea și mulțumim. Mergem mai departe, spectacolul e finanțat de Consiliul Județean prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, condus de domnul manager Ciprian Roman și acolo și direcția îl salutăm și pe Radu și pe... Vreau să-i și felicit pe toți colegii de la Centrul de Cultură și Artă și de la DGAMPT, spunem noi, Direcția Generală de Administrare Monumente și Dezvoltare Turistică a Județului Hunedoara și pe directorii cei doi, Cipri Roman și Radu Barb, care fac o treabă grozavă pe întreg parcursul unui an, nu doar la Țebea, dar tot timpul la Țebea excelează în ceea ce privește organizarea și punerea în valoare a locurilor de acolo și a momentului încărcat de semnificație. Da, au excelat și la Măgura Uroiului. O să mai povestim despre asta, nu trecem nimic neobservat, o salutăm și pe Raluca Oană, ne e dor de ea, dar în curând venim cu amănunte, nu scăpăm nimic. Dar tot așa cum le potrivește Dumnezeu cu mânuța Lui, că doar cu ajutorul Lui ne vedem mâine dimineață aici, la Dale Dimineții, cu nimeni alta decât Mariana Anghel. O voce, eu nu vreau să supăr pe nimeni. Nu vreau, eu iubesc pe toată lumea. Dar femeia asta e pentru mine doamna cântecului hunedorean. Tocmai pentru că ea în cea mai mare parte din viață e plecată. Dar nu uită, frate, ea e la Sibiu. Dar inima ei a rămas aici acasă, în județul Hunedoara. De pe Valea Străiului, dar locuiește tot la Orăștie. Știu, de curând. Mâine dimineața să flăm mai multe și despre costumul popular, să vedeți. Avem o surpriză. O femeie minunată, o Mariana Anghel, diferită, zic eu, de cum am cunoscut-o când eram eu mai copilaș, așa. Aș fi vrut să vină și Adriana. O salutăm pe Adriana și o iubim, dar nu se știe niciodată, cu ajutorul lui Dumnezeu, tot aici, tot la Dale Dimineții, tot la Hunedoara în TV, 1 TV. Până mâine dimineață nu uitați, iubiți. Și dacă tot iubiți, nu iubiți degeaba. Dăruiți, dragii mei, din iubirea voastră. Pentru că, uite, vedeți, primiți înapoi, înzecit. Nu există. Totdeauna primim înapoi.